Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești, în mod special la mulți ani pentru toți peștișorii. După cum vedeți, am deja un simbol care vă reprezintă un peștișor de Murano. Da? Mai avem și lucruri frumoase. Și un cadou, bomboanele le-am mâncat, dar le-am transformat în niște mesaje speciale la sfârșit. Sper din tot sufletul să nu uit. De prea în fața mea, nu cred că o să uit. În timp ce am amestecat cărțile, au venit deja niște mesaje, dar înainte să zic mesajele, încă o dată vă doresc la mulți ani, îmi pare rău că am întârziat, dar știți că am fost cu gândul la voi. După etalarea pentru pești, urmează etalarea pentru fecioară, pentru că mâine este luna plină în fecioară și e a doua vedetă, cu alte cuvinte, după pești, sau mai bine zis, coechipierii de scenă. Da. Împărțim scena cu Zodia Fecioare în câteva zile. Așadar, după voi urmează Fecioara și apoi restanțierii și apoi restul Zodiacului. Haideți să vedem totuși câteva mesaje. Poate chiar dacă nu se vor regăsi în etalarea care va urma, sunt importante. Sunt importante. A apărut 8 și 14. Da, este coșciugul. Nu vă speriați. Poate vă vindecați după un deces. Poate vă vindecați după niște probleme financiare, în mod special chestiuni care țin de moștenire. Și posibil acele probleme financiare, moșteniri, pentru că 4 și cum înseamnă 5, mare preot, tradiții, familie, au fost afectate din cauza unei persoane viclene. Pe aici e temperanța, dar în aceste cărți arată o vulpiță și vulpița știți ce înseamnă. Inteligență, dar și strategii și acum. Să specific. Citesc că această etalare este mod special pentru zodia peștilor care își serbează ziua și pentru cei care au planete, eu știu, ascendent, nodul nord și vreau să fie foarte pozitivă. Dacă aveți peștișori toxici în preajma voastră, nu cred că este etalarea pentru aceștia care experimentați peștișori toxici. Or fi, în toate zodiile sunt și oameni pozitivi și oameni negativi, dar dacă aveți experiențe toxice, negative, cu oameni care nu s-au trezit, această etalare sigur nu e pentru voi. Așadar, continuăm. La capătul setului de cărți 34, care înseamnă totuși ține de bani. De bani, da, ia uite, bani din copilărie. V-au fost furați niște bani, niște drepturi. E o traumă pe care o veți vindeca, știți cum vine norocul. Când vă așteptați, începe să manifestați ceva nou, o nouă cale, interesant. Cavalerul 22, o nouă cale și vă transformați, vă găsiți echilibru, 4. Iar o chestiune de casă, de stabilitate, dar 2 și cu 2 înseamnă 4. În momentul în care ați renunțat să vă mai zbateți, absurd, pentru niște chestiuni, sunt mesaje speciale pentru unii dintre voi și v-ați concentra pe vindecare, pe traumele copilăriei, pe copilul interior. Ați început să creșteți spiritual. Aici a apărut ceva, nu mai știu. Da, a apărut și aici. Să creșteți, numai aici. Să creșteți spiritual și să atrageți altceva. Energia pe care a trebuit să o aveți, în plus față de cea care va veni, este iar 4. Dar în acest de cărți reprezintă bufnița sau înțelepciunea. Seamănă foarte mult cu 9 de monede. Care 9 de monede reprezintă creștere spirituală și financiară și profesională? Creștere, expansiune. Și adesea este asociat cu lui Venus în fecioară. Semnul opus peștilor. Nu neapărat, că poate unii aveți Venus sau aveți planete, sunt pești sau persoane cu planete în fecioară și cu planete în pești. Și vă găsiți echilibru. Însă, orice planete ați avea, dragii mei peștișori și cei care aveți planete Venus, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în pești, important este să fiți înțelepți. Pentru că ați avut de-a face, eu de 3 și cu 5, 8, ați avut de-a face cu niște oameni, ia uite, care v-au afectat, au făcut niște chestiuni acei oameni. Dar pe lângă că v-au afectat echilibru emoțional, v-au și provocat, pentru că așa se întâmplă. Ce nu ne omoară, ne face mai puternici. V-au provocat să creșteți. Iar 18, lucruri ascunse, iar 18 luna în tarot, ține și de mamă, și de familie, și de casa a patra. Iar aici văzui ceva, parcă a fost și aici. Mesaje importante, zic eu.
5 de cupe, regrete, lacrimi, decepții. Regele de bâte, foc, pești, nu, pești, posibil, dar nu cred. Acum citesc pentru cineva care a avut de-a face cu un personaj în zodia berbecului, leului, în mod special, știm pești cu lei, orice neam ar fi, sau rudă, sau prieten, sau iubit, sau soț, sau soție, deci leu, berbec, săgetător, și 7 de spade, deci avem apă, aer, foc. 7 de spade este personajul care minte. Am văzut mai devreme vulpița, vulpița care e roșcată și ține oarecum de elementul foc, fiind roșie. Pasională? Pasională, ok, dar uneori vorbește și uneori vorbește ce, nu că ce nu trebuie, vorbește fără să gândească. Poate sunt genul de oameni impulsivi, narcisiști, care uneori vorbesc ce nu trebuie, dar acești oameni v-au mințit, pardon, v-au mințit, v-au dorit într-o stare de umilință, de înlăcrimare, de confuzie. Acum, știți ce simt? Cărțile pe care le-am văzut mai devreme, că 8 înseamnă moarte și renaștere, transformare profundă și înțelepciune. Simt că voi vă găsiți echilibru. Persoanele autoritare, împăratul, berbec sau taur, sau persoana autoritară care v-a vrut legați, fedeleși, acum se simt trădați. Și eu karma, eu asta simt. Se simt trădați. Iar voi vă găsiți claritatea mentală și temperanța, iar învățați să vă bucurați, să vă echilibrați focul și apa, pasiunea și emoțiile. Da, oameni care au avut, au fost foarte rigizi, foarte stricți cu împăratul și cu regele de spade, dar, am zis, e transformare. Poate nu o simțiți încă unii dintre voi, dar o veți simți. O veți simți. Cei care v-au vrut la pământ, v-au vrut legați, se simt, v-au vrut legați, fedeleși, să nu fiți în stare de prea multe, se simte acum trădați. Din ce motive? Cine a trădat? Nu ne mai interesează și-au luat calma cu alte cuvinte. Mă mir că mi-a apărut justiția. Dar ce drăguț a apărut temperanța. Știi ce înseamnă temperanța? Protecție divină. E protecția voastră divină. Aici n-a apărut. Folosesc și cărțile mele, că doar sunt și eu neam cu voi, nu? Și încerc să mă integrez în etalare, la modul practic. Alt mesaj, venise ceva, a, ce frumos, physical touch. 4-7 să însemne ceva. Da, 7 și cu 4, apropo, 11, justiția, se echilibrează lucrurile în viața voastră, cineva își dorește foarte, foarte mult să fie cu voi, să fie galant, sau poate și voi vă doriți, dar în mod special, că tot e ziua voastră, da? Să se poarte frumos de ziua voastră. Și, dragii mei, că tot a fost 3-a-3-a și am vorbit la portalul 3-a-3-a despre transformare și a mai apărut 8 și 13. Miracole și binecuvântări. Miracole, iau-te! Dați-vă timp, i-am descris la I Love You, probabil cineva vă va face extraordinar, vă va face o declarație de dragoste. Relaxați-vă, relaxați-vă, calmați-vă, pentru că e un personaj care vă iubește foarte mult, true love. Și o veți simți, iau-te, focus, focus. Și veți simți această dragoste. Concentrați-vă pe dragoste, pe ce este frumos și în voi și în alții. Dați-vă timp să vă odihniți, că tot e lună plină și poate sunteți agitați, că la lună plină cam toți suntem așa mai... Nu prea putem să dormim. Și cine vine să se poarte frumos, dați-le voie să se poarte frumos, pentru că meritați, meritați. A mai apărut, găsește echilibru, apropo de justiție, de găsiți-vă echilibru, înțelepciunea, vindecarea, dincolo de traumele prin care și provocările prin care ați trecut, și onorați-vă simțurile, emoțiile, stările, onorați-vă. Dacă e pasiune, să fie pasiune, când o fi, o fi, dar nu vă feriți nici de pasiune, nici, iau-te, între a vă relaxa și a fi impetuos, a fi, nu aș spune provocatori, cuceritori, să vă cuceriți lumea. Eventual, luați exemplu de la persoanele acelea impunătoare care au încercat să se impună în fața voastră. Învățați ce trebuie învățat, pentru că și de la narcisiști, de la egoiști, de la oamenii aceștia dominatori, este o lecție a autorității, a autonomiei, a controlului. Bine, nu o duceți în extrem cum au dus-o ei,
Dar luați ce este bun, nu știu, eu asta am învățat de la tatăl meu, era geamă în oricum, de la tatăl meu, de la oricine poți învăța ceva, de la oricine, nu știu, orice, de viață, nu știu, de altceva, dar de la oricine poți învăța ceva. Hai să vedem, acum începe etalarea. Situația pentru peștișori, în special soare, lună, venus, ascendent, venus în peștișori. Ia uite, 28, 2 și cu 8, 10, înseamnă 1, manifestare. 1 înseamnă un început, un bărbat, doamnelor, posibil să vă caute. Am văzut și fizică, taci, am văzut și... parcă era și cavalerul? Sau să nu... Da. Da, un bărbat vrea să înceapă ceva nou, o nouă etapă cu voi, probabil. Dacă sunteți bărbați, probabil că voi încercați să... Ia uite ce frumos! 4. În aceste de cărți, voi încercați să mergeți sau să creați o legătură stabilă cu o altă femeie, dar o femeie puternică. Bărbat, aș spune, asumat, pare asumat. Pentru că 10 e un număr frumos, ține de autonomie, ține de un nou ciclu. Vrea să înceapă un nou ciclu de viață cu voi. 3 și cu 1, 4. Doamnelor, voi sunteți în echilibru. Ați trecut, v-ați vindecat, vă vindecați de niște griji, de niște, nu știu, vești negative, de un stres. Dar eu vă garantez că încet, încet vă veți găsi echilibru. Soarele în suflet, așa cum zic eu de atâta timp. 3 și cu 1. Pentru că 3 înseamnă împărăteasă. Ah, interesant. Poate cu 1 de la acest bărbat vă echilibrați. Poate. Dar... înainte să vă proiectați acest echilibru alături de o altă persoană, găsiți-l în voi. Vă recomand să vă găsiți echilibru în voi, da? Nu întâmplător în aceste cărți, acest 4 care ține de împărat, de autonomie, de putere, de control, este reprezentat de o energie feminină. Hai să vedem energia pe care a trebuit să o aveți în această perioadă pe peștișorilor. Energia peștișor. Soare, lună, venus, ascendent, nod în nod în peștișor. Mult. E interesant. 21 și 11, apropo de justiție. Puterea. Wow! Am zis, învățați să fiți, să nu vă fie rușine cu puterea voastră. Eu nu știu ce rușine. Aveți o putere, dragii mei. Aveți putere. Aveți intuiție, luna plină, mai ales... mâine, poimine, când e 7. Luna plină vă va inspira, vă va oferi protecție. Eu asta simt. Luna plină din Fecioară vă va oferi protecție. În această imagine sunt două, să zic, ființe. Aveți protecție din partea străbunilor, din partea unor ființe care nu sunt chiar umane. Și iar unii dintre voi, Marea Preoteasă și 1, Magicianul, 2 și 1, 3, Împărăteasă, am zis că sunteți o forță pe care nu ar trebui să o ignorați. Chiar sunteți o forță. 11, Justiția. Dar în acest se decărți, seamănă cu Marea Preoteasă, da? Seamănă cu Artemis, cu Diana, zeițe puternice. Acum îmi scapă numele zeiței egiptene cu cap de leu. Ce cu S? O să mă ajutați voi cu S, 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 dar ceva îmi scapă. Însă, aveți să vă conectați, mai ales la lună plină, la niște informații. Informații foarte speciale care vă vor da putere. Mă bucur că au venit aceste cărți măcar în perioada asta de ziua voastră, da? 29, iar 11. 10, 11, iar se repetă 3. Transformare. Loialitate față de voi, să vă transformați în bine, este cu corul regal. Și Uliu, ce-mi place. Și unul și altul. Da. Observați-vă, observați ce în jurul vostru, detașați-vă uneori dacă e nevoie. Iar lună plină, ceva se întâmplă la lună plină, observați ce se întâmplă la lună plină.
pentru că primiți informații foarte importante referitor la puterea voastră. Și dacă știți să vă folosiți puterea, îi puteți inspira și pe alții. Și va trebui odată informația primită și înțeleasă să acționați, pentru că 2 și 8, da, e un bărbat, dar este energie masculină, va trebui să acționați. Pentru că anumite informații sunt și pentru ceilalți. Înțelegeți? Cam ce se întâmplă și pe aceste canale de tarot, de astrologie, nu știu, sau de altă natură. Dar mai vedem ce alte cărți apar. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Pești. O dată, de 2 ori. Ia ca de 3 ori apare ceva. Ia. Ce are? 9 de cupe. Iubiți-vă, respectați-vă. Și dacă ați avut de-a face cu oameni egoiști, am zis, acționați. Fiți mai bărbate, eventual, dacă e nevoie, și regăsiți-vă puterea. Da. Am zis, cineva a vrut, bărbat, femeie, regele de bute pe care l-am văzut mai devreme, rege, ia uite, 4 de bute acasă, bărbatul sau femeia masculină pe care am văzut-o mai devreme, autoritară, mai bine zis, din viața unora, trebuie să-și învețe lecțiile. Asta e. Voi sunteți pe cale să vă regăsiți puterea, să vă conectați la ființe înalte, care vă vor oferi binecuvântări. 4 de bâte, izvorul, ce frumos! O schimbare de... Iaute, marea preoteasă, sunteți voi, iaute. După stresul prin care ați trecut, muncă, stres, blocaje, 8 și 9, iaute, intuiția voastră a fost, sper, că intuiția v-a zis că va veni un timp și timpul acesta este acum, când se vor schimba toate lucrurile. Și ia ca se schimbă lucrurile. Ori intrați într-o relație foarte profundă cu izvorul, foarte profundă și care vă va aduce bucurie, că totuși 2 și 8 este un 1, ține de un as de manifestare, ori vă găsiți vindecarea, satisfacțiile, poate chiar și o altă casă, poate chiar și un loc, într-un loc foarte vindecător. Posibil unii dintre voi ați ținut secret o suferință, dar ia ca gata, se schimbă energia. Marte, luna lui Marte. 4. Ia uite, 6 de cupe, vă împăcați cu cineva eventual? Valetul de spade, comunicare, faetonul. Vedem ce mai înseamnă. Și regina de bâte. Am zis, dacă ați avut de-a face cu oameni puternici, pentru că semnele de foc sunt puternice, da? Nu zic că semnele de apă ar fi slabe. Altfel de putere, mai subtilă. Învățați să stați în față cum stăteau ei. Învățați să vă coordonați, să vă creați viața într-un mod magic. Mai vedem la clarificări, dar hai să vorbim despre voi. 6 de cupe. Posibil comunicați cu cineva din copilărie. O să vedem mai multe detalii la clarificare. Unii dintre voi veți comunica cu cineva din copilărie sau din zona în care ați copilărit. Poate să fie distanță între voi și personajul respectiv sau voi sau personajul să aducă o notă de creativitate, de magie, de ceva, de șarm, de ceva inspirant. Chiar dacă e distanță și distanță mare la faeton. Mare, mare. Acum. Ce ar mai fi? Gândiți un pic la niște chestiuni din copilăria voastră. Rude, prieteni, eu știu ce, spațiu, locații, case, eu știu ce, gândiți-vă un pic.
Și eventual selecta, studiați că valetul de spade și era un student, altfel decât valetul de monede. Gândiți, selectați, notați, luați notițe, să zic, referitor la ceva din zona copilăriei, inclusiv și fizic și emoțional și mental, ca să puteți să mergeți mai departe, că anul acesta este numărul 7, da? Să puteți să mergeți mai departe în această poziție de autoritate. Bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Creativi, puternici, conștienți de puterea voastră, iar apare semn de foc în mod special și cred că e al vostru, nu e al altei persoane. Conștienți de puterea voastră pe care nu o puteți împărtăși pentru că e ascunsă, e pisica, dar, cum am zis mai devreme, interesant, același flori oarecum, înseamănă. Aici sunt Margareta, aici e floarea soarelui. Din puterea pe care o aveți, o parte, o țineți în secret, o parte, trebuie să o arătați lumii, să o împărtășiți. Frumos, creativ. Mai da. Nu, hai să vedem aici, uite, regele de monede. Și soarele. Regele de monede, Taur, Fecioară, Capricorn. Un personaj posibil căsătorit sau căsătorit cu jobul sau căsătorit cu familia din care vine. Are responsabilități, are bani, posibil. Destul de tradițional. Am dat așa mai multe variante. Nu e obligatoriu să fie zodia asta, dar să reprezinte energia aceasta. Orice zodie ar putea să fie. Și aer și soare, da? Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, eventual. Oricine poate fi. Acest personaj vrea să vorbească, să spună un adevăr. Probabil că e o chestiune de lumină, de trezire cu soare și cu asul de spade. Acest personaj se trezește eventual la o altă realitate. Ah, interesant, interesant. Eventual, pentru unii dintre voi, vede. Cu soarele vede cât v-ați luptat, cât ați muncit ca să ieșiți dintr-o situație foarte neplăcută, foarte tristă. Or fi și ei, să zicem că nu m-ar interesa foarte mult despre ei, cât despre voi. Însă, ia să mergem mai departe și apoi să mai clarificăm. Ia uite, 10 de monede. Familie. Familie, copii. Copilărie. Asul de spate. Nu e valet, am zis azi, e valet. Steaua. Vindecați-vă eventual de niște cuvinte din copilărie, din familie. Vindecați-vă ca să mergeți mai departe. Dar mai avem. Ia uite, mergeți. Apropo, faetonul a fost clarificat de 8 de băte. Priviți un pic înapoi. Meditați că tot e lună plină. Și în fecioară. Pe semnul opus vouă, pe casa șaptea a relațiilor de lungă durată. Da? Și chiar dacă nu aveți ascendent, că nu ați fi toți cu ascendent și cu soare, poate aveți ascendent în fecioară, poate aveți altceva în fecioară, în fine, e în opoziție cu voi. Și vă ajută să vă conectați la realitate. Apă, pământ, vedeți? Apă, pământ. Ah, 5 de cupe. Eu asta vă lăsați în urmă. Lăsați în urmă regretele. Lacrimile pe care cineva vi le-a provocat. Ea revine că un semn de foc va provocat, în mod special zodia leului, va provocat lacrimi. Lăsați în urmă. Acum plâng ei. E timpul lor de plâns. Bărbați, femei, de-aia a apărut acum femeie, mai devreme bărbat. Variază. Rude, prieteni, colaboratori, poate unii aveți copii cu ei, poate ei au copii cu altcineva. O să mai clarific. Dacă cineva v-a făcut rău, vindecați-vă pentru că aveți de vindecat. Steaua este aici. Și faetonul merge către stea. Mai aveți de vindecat niște lucruri. Dar dacă ați început această călătorie, posibil că uneori trebuie să vă mai întoarceți măcar din când în când cu gândul. E un ciclu, ciclu lunar. Să mai liberați ceva, să mai liberați ceva, că tot e o transformare. Ce ar mai fi, ce ar mai fi, ce ar mai fi?
Posibil cineva, iar cu regele de monede, 10 de monede, cu bani sau cu un anumit statut, sau tradițional, neapărat cu bani, mai tradițional. Și tradițional variază cum poate fi descris acest cuvânt de la om la om. Variază. Nu intru în detalii pentru că nu are rost. Își dorește posibil acest personaj să vă împăca, să vă reîntâlniți, le dor de voi și își dorește să comunice ceva care să vindece o problemă din trecut. Dacă a fost distanță, vedeți, deci faetonul se duce în urmă, acum apar 8 de bâte. E o întoarcere, sau mai bine zis, reîntoarcere. Regretă că acum voi sunteți bine și ei nu sunt. Le-a fost dor de voi. Voi ați crescut, unii dintre voi ați crescut foarte mult, de câțiva ani de zile, cel puțin. Peștii au crescut foarte mult. Și am zis, etalarea este pentru zodia peștilor care este în vibrație pozitivă. Ușurel, iubita. Ușurel. Nu mă conectez la cei care sunt negativi. Nu. Am prieteni cu care colaborez, colegi de, eu știu, de artă, foarte frumoși, minunați. La ei mă conectez eventual. Hai să clarificăm. Încă o dată. 6 de cupe și 10 de monede. O dată. Liber. Ia să vedem. Nu, hai să tăiem. O dată. De două ori. De trei ori. Dacă vreți, puteți să luați mesajele astea pe săptămâni. Prima săptămână, a doua, a treia, a patra. Dacă vreți. Deși parcă mi-era dor să fac o cruce celtică, dar uite. Uite, 4 de cupe, regrete. 4. Dor. Am deschis și la eremit. La eremit am deschis, la eremit, în singurare, tăcere. Dacă a fost tăcere între voi și cineva, există dor, există regrete. Dar eremitul nu este o simplă tăcere, pentru că e zodia feciorea, apropo de luna plină care va fi în câteva zile, și asta vrea să fie. Eremitul analizează. Analizează și e bine. Nu e o tăcere în care nu se întâmplă nimic. Se întâmplă, dar se întâmplă la microscop. Doi de spade. Spânzuratul. Marele preot. Păstrați-vă credința. Vai ce frumos. Magnetism. Cred că cele patru cărți care au venit clarifică varianta în care am vorbit despre un personaj posibil căsătorit sau influențat de familie. Dacă nu e căsătorit, este influențat de familie, este influențat de tradiție, de religie în care a venit, eu știu, în care s-a născut cu 6 de cupe, în care a fost crescut. Religie sau nereligie. Sunt niște reguli. Influențat de bani, de afaceri. Știți ce simt? Ori acest personaj v-a blocat, dacă v-a blocat, pentru că nu știa ce să aleagă între acei bani foarte importanți și întâlnirea dintre voi la fel de importantă și de profundă, v-a blocat, v-ați blocat unul pe celălalt, a apărut o perioadă de amânări. E interesant, vedeți, în aceste de cărți, în această lucrare, lucrările mele, le ador uneori, mă bucur. Sunt doi îngeri care atârnă. Și vedeți, aveți aici leoaica, protecția și încă două ființe. Doi oameni foarte puternici. Unii dintre voi și cu stea, clarifică și steaua. S-ar putea, știu că pentru unii pare să spun baliverne, dar pentru alții care v-ați documentat, știți că am dreptate. Unii dintre voi sunteți star seeds. Seeds. Da? Sămânță de stea. Sau de pe alte coordonate planetare, din alte planete, și aveți o misiune. Sunteți într-un anume fel flăcări gemene. Și aveți de vindecat ceva din trecut, aspecte care țin de material, de tradiții, pe care le-ați executat până să vă treziți. Și în acest motiv ați atârnat amândoi, nu doar unul, amândoi. Într-un spațiu. Dar uitați că divinitatea vă ridică din apele acelea
planetare. Și vă cheamă la o reîntâlnire în care să discutați aspecte care țin de vindecarea vechilor traume și de destinul vostru. Personajul care vine... Ia mai dăm o carte pe Marele Preot. Încă una, că nu mă satisface. Nu o decupe. Da, vă vede. E foarte pasional, dar se simte atras de voi cu magnetism, se simte atras de voi, mai ales sexual, că am văzut atingerea fizică. Dar fiți totuși precauți, fiți în autoritate cu regina de băte. Regina e regină. Dacă personajul încă e căsătorit, pardon, rămânem amici, nu? Dacă e căsătorit și vine doar cu energia sexuală și cu magnetismul și cu atracția asta de care i-a fost doar, mai dăm o carte totuși. Vreau un nou început. Ia, cum ar fi acest nou început? Iar pasiune tot sexual. Mare grijă. Mare grijă. Am zis, mare grijă cu Jokerul. Mare grijă. Regina de foc, iar fiți mai, stați în picioare, ia uite, 9-10, nu e ușor să stați în picioare, în fața unor emoții atât de puternice, dar fiți în autoritate, cine vrea să fie cu voi, să fie la foc și apă, de la egal, să vă trateze de la egal la egal, sau mai bine zis, să nu vă minimalizeze, să nu se poarte cu o regină de ca și când... N-ar fi regina. Tăi. Ia mai dăm o carte pe acest Joker. Mai clarificăm acest Joker. Da. Cinci de spade. Interesant. Conflicte mentale, argumente, jocuri mentale... Mai dăm o carte, nu ți-ar jocărul să-ți fie joker. Posibil cu marcaj în taur, că avem mai rege de monede, 10 de monede și Marele Preot. Mai dăm o carte pe acest joker. Joker. Eu n-am văzut filmul Joker. Ia că... Asul de cupe... Da, vor să se împace. Ar putea să fie dorința, totuși. Aici Jokerul, probabil că au fost, da. Nu v-au... Aici este. Aici e claritatea. Deci oamenii se întorc. Pentru că v-au ascuns Jokerul. Că sunt căsătoriți sau că sunt într-o altă relație sau că sunt influențați de familie din vari motive, da? S-au purtat... ca niște cavaleri, du-te vino, du-te vino, hai, ne pupăm, ne îmbrățișăm, ne culcăm un pic, mai mult, fiecare cum a fost, da? Astfel de bătă este și o aventură. Un început. Un început. De pasiune, da? Însă, au încercat să jongleze cu toate aceste elemente, că asta face Joker, jonglează. Și jonglând cu ele, a ajuns să-și creeze singură, eventual, un conflict mental. Și conflictul ăsta, 5 de spade și 5 de cupe, i-au dus la altceva. Au început să simtă. Au descoperit că simt dragoste. Băi, că simt, am văzut emoțiile, da? Și acum, da, ar vrea să aleagă. Ia uite, să aleagă între toxicitate. Poate ei au de ales între un personaj din copilărie, 6 de cupe, sau un fost, o fostă. Toxic. Și împăcarea cu voi în care ar trebui să se, și după împăcare să se poarte concret, stabil, asumat, da? Bărbat, bătos, masculin, nu ca un player. Sau care era cuvântul? Da, player. Da, au de ales.
Da, posibil în momentul în care voi v-ați întâlnit cu acest personaj mai avea o relație, că am văzut 4 de bâte, 2 de cupe, 6 de cupe, mai avea o relație. Și pot să zic că nimeni nu poate acuza pe nimeni. Dumnezeu știe ce face cu viața unora, apropo de Dumnezeu, de roata norocului, de timp divin. Dumnezeu ne învârte, ne sucește, ne aduce, ne separă, El știe. Mai dăm o carte pe asul de cupe? Ia. Lăsați, simțiți, ia uite, 3 de cupe, da mă, vor să se întâlnească cu voi, dar, și care ar mai fi? Regina de spade? Regina de spade este ori notăriță sau divorțată sau văduvă, ar fi. Nu știu, poate cineva se separă de cineva din trecut ca să fie cu voi, posibil și asta. Nu bag mâna în foc, dar este această posibilitate. 4 de bâte. Și regina de monede. E o separare, e o separare între un cuplu ca să fie cealaltă persoană într-un alt cuplu. Nu se dorește, se dorește musa aventură. Cred că aventura a fost în trecut. Ați văzut cărțile. Și conflictele care au venit cu această tăcere, că am văzut eremitul, așteptare, au dus la o conștientizare a faptului că voi de fapt aveți ceva de făcut împreună, că voi de fapt vă vindecați, că voi de fapt aveți de revenit într-un anumit context și să diți, vedeți, star seed. Vedeți ce frumos? Interesant. Chiar sunteți, ia uite, star și aici sunt sămânțe care au crescut. Aveți de revenit pe pământ pentru că aveți ceva de făcut împreună. Cred că vorbesc despre unii pești care vă întâlniți flacăra geamănă. Acum, flacăra geamănă general are lucrare publică, dar poate nu toți aveți lucrare publică. Dar faptul că sunteți împreună, susțineți o comunitate, niște oameni, vecini, eu știu, pisicile din cartier, e o chestie, da? O chestie, magnetism, clarificăm, totuși magnetismul. O dată, pe doi. Ia, sunt multe, măi, pese, nici chiar așa. O dată, de doi, de trei ori. Ia uite, vulnerabilitate, vulnerabilitate. Cinci de monede. Da, chiar, dar cinci de monede, cinci de cupe. V-ați simțit și unul și celălalt părăsiți de celălalt? Ați regretat? Eu cred că amândoi ați regretat, amândoi ați plâns. Dar acest personaj s-a simțit în continuare atrasă de voi, magnetism. Ia uite, nouă de monede. De bâte. Au fost blocaje. Și posibil încă să mai fie unele blocaje. Mă, nu. 4 de monede. Blocajele fiind relațiile karmice. Incapacitatea de a fi vulnerabil a unuia dintre voi. În general, pești. Eu vorbesc iar pentru o categorie de pești care este Soare, Venus, Ascendent, ce-o să fie, care a început să crească spiritual și știe să fie vulnerabil, vulnerabilă, dar probabil că ceilalți n-au știut să fie vulnerabili. Eremitul, iar, Zodia Fecioare, dar nu obligatoriu, e tăcerea în care vă găsiți lumina, vă găsiți direcția și voi și ei, și ei înțeleg niște lucruri, ce înțeleg? Ce au înțeles? Ia să vedem ce au înțeles. Ia uite, cavalerul de monede, că vor să fie persoane asumate. Cavalerul de monede, cel mai asumat dintre toți, apare și... Ia, Zodia Fecioarei de două ori apare, aici apare Taur de două ori, Capricorn, văzusem ceva prin Lilith. Ce vrea să construiască acest cavaler de monede? Oh, ce frumos și ce-mi place lucrarea asta. Am făcut-o acum 2 ani de zile pentru expoziția Maranata și am simțit nevoia să o introduc în noul meu set de cărți. E ediție experimentală, dar uitați că se poate folosi. Sper să vă placă. Această carte este în plus față de cele clasice. Reprezintă trezirea acestei și vedeți, e energia masculină, Divine Masculine. S-a trezit, se trezește. Da?
Acest personaj își dă seama că de fapt totuși este altfel. Nu este așa cum a fost învățat în familie. Este altfel, e mai mult. Mai mult. Vedeți, e Trinitatea. Sunt porumbei de aur. Este un cerc de aur. Și aici sunt două păsări și încă una. A fost un triunghi posibil, dar se va risipi. Se va risipi. Acest personaj se trezește. Wow, ce carte! Ce mă bucur că a apărut cartea asta la voi. Poate că și voi vă treziți, dar era vorba ce caută acest personaj. Veți afla în timp. Caută să fie cu voi. În primul rând. Și să se construiască pe sine, să se reconstruiască pe sine din alte perspective, mult mai profunde. Wow, regele de foc și regina de foc, da, te simt multă pasiune. Am zis că sunteți un cuplu. Avem și regina de pământ și regele de pământ. Posibil cuplul în care a fost bazat prea pe material. Acum, apropo de flăcări, gemene, sunt flăcări. Da? Pasiune. Și stelele, să nu uităm că și acelea tot flăcări sunt, chiar dacă sunt în depărtare. Simte pasiune, magnetism, da? Față de voi. Am zis, păstrați-vă autoritatea și ia cacă. Ia uite, vulnerabilitate, concepție. Își ar dori, posibil că visează la un copil, da? Cum? Știți cum e? Rabia mă mai visează, depinde ce vârstă aveți, dar... Aș mai spune că ar putea să fie un vis de transformare. Concepția aceasta sau conceperea aceasta să țină de vindecarea traumelor din copilărie și regăsirea acestei vibrații de aur în ei, în ele. Da, pentru unii chiar, acest bărbat posibil, dacă vă permite vârsta, situația, eu știu, sănătatea, visează să aibă copil cu voi. Însă, important este că acest personaj vine în viața voastră. Nu știu dacă mai țin muse să clarific doi de spade, nici spânzuratul. Am vorbit destul despre aceste lucruri. Mi s-au părut importante celelalte. Acest personaj a plecat, a venit. Poate că și voi ați plecat, ați venit. E un ciclu. Și? Da. Da, da, da. Ia, mesaj de la îngeri pentru peștișori, ei aceia frumoși, înalți, colorați, iubitori. Mesaj de la îngeri pentru peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, în peștișor. Dragostea este peste tot în jur. 16. E numărul turnului, apropo de trezire. Trăsnete. Da, trăsnetul te trezește, dărâmă turnul, aici, 10 de monede, casa, construcțiile, afacerile, obsesiile pentru bani sau frica de... Ia uite și o romanță, da. 2 și cu 5, 7, 16, 6 și cu 1, 7, ambele reprezintă, ia uite, faetonul 7. Anul acesta se va întâmpla, dacă nu s-a întâmplat, încă se va întâmpla. Și lucrurile încep să se miște încă de pe acum. Poate chiar de la portalul 3-a, poate de la 2-a sau 22-a, că era început de Zodia Peștilor. Da, acest personaj e foarte atras de voi, își dorește să fie romantic și vă veți bucura de o romanță cu... Dacă nu-l cunoașteți, îl veți descoperi, că totuși am văzut doi ași, da? Primiți cu dragoste și apreciere, 11 încă o dată. Vedeți? Sunteți foarte puternici. Demonstrează. Posibil cineva să-și dorească să demonstreze dragostea după o perioadă de încetinire, iar apare încetinire, spânzuratul, în care a trebuit să vă vindecați. Și nu doar să vă vindecați, să vă regăsiți credința, că am văzut și steaua și marele preot. Ia uite, iertați! Iertați! Că trebuie să iertăm. Nu avem cum să nu iertăm. Ce bine! Sughiți? Sucă mică. Hai. Da. O să terminăm și etalarea pentru pești, dar vreau să nu cumva să uit, dragii mei, să nu cumva să uit. Sfătulețe. Vă rugăm, sfătulețe.
Să nu cumva să uit să vă ofer. Am mâncat bomboanele, îmi pare rău. Deci eu când primesc bomboane sau când îmi cumpăr două, trei prăjituri, când primesc sau cumpăr, le mănânc super rapid. Dar am găsit altă soluție. Ia uite, keep your heart open. Păstrați-vă inima deschisă. Dacă a fost dezamăgire, lăsați-o să ducă în trecut, iertați ce-o fost, o fost. Dacă a fost tensiune cu cineva, am văzut semn de foc, tensiune, respirați adânc și vindecați-vă, iar e lună plină. Dați-vă timp de vindecare. O baie, o plante. Ia mai de o dată. Un sfătuleț. Te rugăm, energie divină, un sfătulesc pentru peștișor, soare, lună, venus, ascendem, lună, dăm peștișor, martie, luna lui Marte. Putere și protecție. Fai. Wow. Superb. Cu alte cuvinte, nu uitați că aveți putere, nu uitați că sunteți protejați. Iau. Cunoașteți-vă valoarea, apropo de ce am văzut mai devreme, de energia aceasta regală, spirituală, foarte puternică. Ce zice? Aveți încredere, credeți în norocul vostru, că dacă nu credeți, nu o să se întâmple nimic. Credeți în norocul. Mai a stat ceasul. Iac. Și eliberați-vă de control. Controlul variază. Felul în care ne controlăm. Ei într-un fel, noi într-un fel. Eliberați-vă de crispări, să zic. Iar probleme, ar trebui să faceți un pic de meditație. Dați-vă timp și pentru voi, dar nu uitați că aveți o valoare, țineți-vă inima deschisă și nu fiți prea crispați. Uitați, meditație. Hai să vedem, dragii mei, peștișori. Da? Bărbați și femeie, fisi. What's a woman without man? What's a man without a woman? Vaya con Dios. Ce un bărbat fără femeie, ce o femeie fără bărbat. Ia ca aici o să fie lumină, da. Lăsăm așa, lumină, da? Ce frumos. O să încerc să fac chestia asta la fiecare zodie, sper să nu uit. Am zis. Ne amestecăm. Fiecare bombonică are ceva înăuntru. M-au scutit, o să vedeți ce. M-au scutit de scris. Și vă alegeți eventual ori dinainte, ori de acum niște numere. Știu ce. 2, 3, 4 și 5. Ok. Numărul 1, v-ați ales? Ok. Nu știu dacă pe toate. Dar măcar câteva. Sau dacă vreți, dacă vreți pe toate, referitor la câte o persoană, la câte o situație. Da? În fine, numărul 1. Ce are aici? Nu mai e bombonica, am mâncat-o, mami. Pasiune. Hot, regele de bute și regina de bute, de foc. Asta înseamnă pasiune. Roșu. Cine ține cu... Stai, cu steaua? Nu, cu dinamo, pardon. Nu, cu dinamo, pardon, stai, că steaua albastră. Am învățat și eu la vârsta asta. Cineva ține cu dinamo. Dar, dragii mei, lasă dinamo, lasă fotbalul. Ce înseamnă dinamo? Înseamnă energie. Coffee, pasiune, veți trăi și veți vedea. În primul și în primul rând, voi vă energizați. Apropo de regina de bâte, este energia voastră. Sunteți dinamici. Nu vedeți cum vorbesc și eu. De la dinamo, dinamici. Poate unii ar trebui să vă purtați frumos cu cățelușii. Cățeluși roșii n-avem, dar avem negri. Eu am căței negri, voi nu știu de care. Nu știu, poate... Apropo, hai ce prostii canalizez eu. Nu canalizez prostii. Așa a fost, de la dinamo vin căței roșii și atunci poate ar trebui să faceți niște, nu știu, gesturi frumoase față de niște cățeluși. Da? Însă, dinamo, dinamică. Acțiune, apropo, energie masculină. De ce zic mai devreme? Că nu canalizez așa absurd. Hai, nu e imaginația mea, dragii mei. Nu. E a lor. Ia uite, energiilor acestea care ne dau putere. Da, numărul 1. Fiți dinamici. Pasionat, posibil și vreun sex nebun cu cineva.
până la sex, măcar fiți dinamici, creativi. Numărul 2. Coarțul alb-roz. Pentru mine alb înseamnă sinceritate. Este și translucid. Sinceritate din partea cuiva. Și până să vine sinceritatea și adevărul, eu așa simt această... M-a scutit de scris. Această piatră, da, poate să fie și vindecare. Însă, fiți sinceri față de voi. Vindecați-vă. Fiți autentici. Autentici. Ca să înseamnă să fim sinceri față de noi. Și dacă veți auzi, apropo, vești de la cineva care a stat, l-a pus în stand-by, veți vedea. E interesant, sunt ghidată să clarific spânzuratul, că steaua, uite, mă gândesc la un personaj public. Posibil un personaj public sau care strălucește în public, vrea să vorbească cu voi după o perioadă de stagnare. Ia mai dăm o carte. Ia ca așa. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, vreau să ia de la zero. I want to be your fool. Asul de monede. Da, vrea să vă facă un cadou sau să înceapă ceva real. Posibil să aveți mai multe oferte din partea mai multor persoane. Posibil. Însă. Am vorbit de alb, de purit. Că tot e lună plină în zodia Fecioare, care reprezintă sănătate pentru cei care ați luat numărul 2. Concentrați-vă pe sănătate, pe curățarea voastră energetică, fizică, eliberare. Numărul 3. Cred că știu ce... nu e. Numărul 3 este negru. Transformare. Transformare într-o situație, aș spune, cel puțin ciudată. Plină de secrete. E negru, e noapte întunerică. Însă transformare, pentru că pentru mine reprezintă Pluto, acest negru. Nu e Saturn, e Pluto pentru mine. Și interesant, v-a pus pe soare, lumina pe un soare negru. Lumina transformă. Era un citat al lui Rumi. Trebuie să-ți... To break your heart. Aha, trebuie să spargi inima ca să pătrundă lumina. Poate întâlnirea dintre voi și cineva v-a rănit și pe voi și pe ei, dar a fost o rană necesară ca să pătrundă lumina. Moarte și renaștere. Scorpion aici. Numărul 3. Negru. Eventual, fiți atenți că ați atras, negru absorbe energia, lumina. Absorbiți, dacă ați absorbit energie negativă, iar transformați-o, alchimizați-o. Cum? Veți primi în următoarea perioadă, la luna plină și în următoarea perioadă, idei. Veți primi puterea să vă transformați. 1, 2, 3, 4. Mai fi ceva legat de... Stați un pic. Ceva legat de negru. Interesant. Eu am magnetit. Magnetit. Magnetitul vindecă. Negru. Da, unii dintre voi cu această... La numărul 3 vă conectați la această putere pe care ori voi, ori persoana cu care ați avut niște chestiuni. Am spus pe scurt. Nu le-ați știut. Niște puteri. E o chestie de... Putere ascunsă. Ocultism, eventual, magie. Dar faceți eliberă de magie. V-am învățat la lună plină, acum un an, doi, nu mai știu. Da, stați, lună plină sfaturi. Și tăierea stringurilor. Sunt cel puțin două videoclipuri, nu pot să fac în fiecare lună, în care vorbesc despre eliberări, ce trebuie să faceți, da? Deci, 4, 4, 4... Oh, iubirea mea, ochiul de tigru. Nu știu ce peștișor sunteți, poate sunteți născuți în anul tigrului, dar vă regăsiți puterea. Ochiul de tigru lucrează cu chakra a treia, parcă aici e Svadhisthana. Vă regăsiți puterea, da, apropo de regina de bâte. Un pic cu roșu, dar la roșu, la numărul 1, este un pic prea sexual, prea creativ, pentru că roșii creativ este, include prima și a doua chakra, chiar dacă a doua e portocalie, are și roșu, da? Aceasta este a treia chakra. Puterea. Primiți
sunt dar, dacă ar fi vorba de daruri, primiți în dar putere, apropo de putere. Să vedeți în întuneric, ca ochiul de tigru, să vedeți în întuneric. Percepții, extra percepții. Interesant. Apropo și de negru, acum simt că și negru are ceva ce ține de putere în întuneric în noapte. 5, hai să vedem 5. Ce v-ați ales? 5 este verde. La verdele ăsta ține mai degrabă de bani. Primiți în dar niște bani, cei care ați ales acest număr. Nu știu, într-o anumită formă, cadouri, va fi bine la job, veți observa că în următoarea perioadă, inclusiv câteva luni, nu vorbesc doar de azi, mâine, poi, mâine, da? Banii, da, sunt importanți că e criză financiară, dar nu vor mai fi o problemă cum au fost cândva, eventual, sau pur și simplu, banii curg, pentru că e verde. Posibil și să fie și dragoste, dar verdele ăsta ține mai degrabă de bogăție materială. Bani, pământuri, abundență într-o anumită formă. Nu știu. Flori. Chakra inimii este, într-adevăr. Lucrați cu chakra inimii ca să atrageți abundență, să atrageți spor financiar, profesional, de orice altă natură. Sper că v-au plăcut și aceste cadouțe. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!